Avem, în sfârșit, după mulți ani de căutări, infrastructură corespunzătoare. În fiecare școală gimnazială de la țară, să spunem pe românește iarăși, avem calculatoare și avem, am reușit să formăm în timp, prin casa corpului didactic, prin experiență, prin formare individuală, niște oameni care să știe să le folosească, aceste calculatoare. Doamne ferește, se întâmplă un accident, se întrerupe energia electrică sau pică netul, există niște soluții de rezervă, niște laptopuri încărcate, devirusate, care pot să suplinească absența device-ului principal și să nu creeze probleme elevilor. În plus, în perspectiva scanării acestor lucrări scrise, s-au primit anul trecut și au fost verificate cu ocazia examenului de bacalaureat din toamnă scannerele acestea de tip, să zic, special, nimic sofisticat, dar nu e un scanner obișnuit, care au funcționat foarte bine în august. Avem toată încrederea că vor funcționa bine și acum. Mai ales că ai noștri colegi operatorii din centrele de examen au fost deja instruiți de două ori, mâine vor fi instruiți din nou față în față de către cei doi operatori din centrul județean de examen și cred că lucrurile vor sta bine. Transmiterea lucrărilor către profesori se face de către computer, deci aleatoriu. Pur și simplu, cei doi profesori evaluatori nu știu că sunt colegi de echipă. Aha. Profesorul supraveghetor 1 din fiecare sală de clasă este instruit ca după ce elevul predă lucrarea scrisă, broșura scrisă la evaluare națională, să o scaneze și aceasta intră într-o bază de date, într-o platformă. Ulterior, profesorii evaluatori primesc, în urma intrării, facilitării accesului la platformă, un număr de lucrări. Dar ei nu știu că Ionescu din Argeș corectează aceeași lucrare cu Popescu din Iași, spre exemplu. Deci nu mai există această comunicare, să spun, poate neprincipială între doi colegi, tu cât ai dat, eu cât am dat, hai să o reglăm. Se evaluează obiectiv.